aici am fost toți. Și pur și simplu am văzut așa gâra de lacrimă, dar cred că am fost prea emoționată, mai mult nu știu să văd atunci. O femeie a vrut să plece și a mers să se închină la icoană. S-a închinat la icoana Mântuitorului și la icoana Maicii Domnului a văzut o lacrimă. Al părinte Adrian o vine și zice, păi probabil s-au atins vreo femeie care a avut mai mult mir pe ea și s-a închinat și probabil îi mir. Și părintele Adrian a venit și a șters icoana. A șters lacrima, a început din nou să lacrimeze. Și între timp a venit altă lacrimă și a venit părintele Eftimie și a șters, a venit altă lacrimă și de două ori a șters-o părintele Eftimie. Minunea s-a petrecut de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, al doilea hram al schitului Huta, un loc foarte iubit de credincioșii din zona Oradei și Beiușului și faimos chiar și în județele vecine. Dar despre schitul Huta și despre cei doi viețuitori, părintele Eftimie și părintele Visarion, vom vorbi mai mult în emisiuni viitoare. Paranteza am făcut-o doar pentru a vă ajuta să înțelegeți cum de într-un loc izolat și greu accesibil se adunaseră în acea sâmbătă peste 300 de persoane. Multe dintre acestea au dat mărturii scrise despre cele întâmplate, multe au fotografiat și filmat cu telefoanele mobile și toți ne-au pus la dispoziție aceste dovezi, lucru pentru care le mulțumim. Am auzit că plânge icoana Maicii Domnului, am venit repede să vedem, am văzut într-adevăr pornea de aici din colțul ochiului și tot așa încet, încet ajungea mai jos. A fost o trăire nemaipomenită în momentul când am văzut, să dea Dumnezeu ca tot creștin ortodox să simtă acele momente pe care le-am simțit noi atunci. Deci pur și simplu icoana lăcrima, când eu am ajuns acolo era pe aici, când am ajuns să mă închin era aici, după masă la ora 5 era aici și până seara a curs până exact unde se află acum. Era în zona asta aici, stând de vorbă cu părintele, în timp ce întrebam pe părintele, părinte, ce va fi, cum va fi, ce înseamnă asta, ce a lacrimat și lacrima a mers mai jos. Da, am văzut lacrima și chiar cu frică oarecum m-am apropiat foarte tare să o văd și să o miros, că spuneam că miroase a mir și am vrut să mă conving. Și am apropiat, nu era un miros foarte puternic, dar mirosea a mir și era un mir mai special, nu știu, altfel decât cel care miruiește părinții. Efectiv, am rămas încremenită când am văzut că din tablou, din icoana respectivă, curg lacrimi. Deci curgea o lacrimă încet. Deci nu șiroia tare, ci venea încet și s-o prelins pe obrazul drept. Și atunci, la 2:30, când am vrut să plecăm acasă, icoana era pe față la jumătate. Este Dumnezeu, laudăm pe Maica Sfântă. Lacrimile erau pe sfânta față a Maicii Domnului și încă era vizibilă ca și un bob de orez pe buza de sus. Era și copilașul meu care a strigat, mami, mami, plânge icoana. Într-adevăr, lacrima se scursese pe obraz, era aproape de nas când am văzut și atunci, într-adevăr, parcă mi-a venit să cred, nu mai eram ca și prima dată. Prima dată, totuși, chiar dacă n-am crezut, tot n-am avut puterea să șterg sau să pun mâna să văd ce-i, dar chiar n-am crezut deloc. Și a doua oară când am văzut, într-adevăr, și am văzut și evlavia oamenilor, n-am mai avut nicio îndoială. Iar la sfârșit, după ce toți oamenii s-au închinat, eu am luat icoana și am dus înapoi în biserică la locul ei. Și atunci când am luat icoana, mirosi să văd totuși ce îi. Și, într-adevăr, mirosea foarte frumos.
mirosea a mir, dar nu ca și mirul cu care noi foloseam să miruim oamenii la sfârșitul liturghiei. Mirosea ceva mult, mult mai frumos. Inițial, o fată care a observat picătura de lacrimă sub pleoapă și umezeala în ochi, le-a spus preoților ce se aflau în preajma iconei, iar ei, necrezând, au șters-o, lacrima respectivă, au văzut că miroase a mir. După aproximativ 15 minute, cineva îmi spune: părinte, uite, iară curge lacrima. Am venit, am șters-o și eu. După alte 15 minute, iar îmi spune: părinte, curge lacrima. Și am spus: nu, acum, de data asta, prea multe au fost. Ori cineva se joacă, ori ceva nu e în regulă. Și am stat lângă icoană și am văzut cu ochii mei cum lacrimea din nou. Atunci m-am convins că este ceva mai presus de rațiune, ceva mai presus de capacitatea noastră omenească de a o percepe. Pentru a mă convinge personal de această fapt, m-am dus seara, era undeva pe la ora 23, deci noaptea, m-am dus până la schit și, într-adevăr, când am ajuns acolo, am văzut icoana, din care, dacă eu inițial, printr-un e-mail, observasem lacrima undeva puțin mai jos de ochi, acum era deja, era trecut de buze, de buza superioară. Și m-am convins cu ochii mei că era ea, bazându-mă pe mărturia părintelui și ceea ce am observat eu personal acolo, zicând că, într-adevăr, e o minune. Am stat la priveghere, la toate rugăciunile care s-au făcut și, înainte de a pleca, am văzut cum ochiul din nou umezise și era parcă real, ochiul respectiv parcă era real. Așa era impresia. Da, ce să zic, deci foarte, foarte copleșitor astfel de moment. Să înțeleg că nu aveți absolut nicio îndoială? Nu, absolut nicio îndoială. Sunt ferm convins și sunt multe argumente care vin în susținerea acestei realități, pentru că este o realitate incontestabilă. Am văzut, într-adevăr, sub pleoapa de la ochiul drept al Maicii Domnului ca o bobiță de rouă. Și n-am crezut, nici o clipă n-am crezut că Maica Domnului plânge, nici nu m-am gândit la o altă variantă ce s-ar fi putut întâmpla, dar eram sigur că nu se poate așa. Și m-am uitat mai atent și am dat din mână și am spus că nu se poate, cineva o fi făcut icoana cu mir, și m-am întors cu spatele și am plecat. Foarte mulți privesc lucrul acesta cu suspiciune. Probabil și eu, dacă nu eram de față, priveam lucrul cu suspiciune, deși la început nu mi-a venit nici mie să cred. Cei care au venit s-au convins, cei care n-au venit au avut fel și fel de păreri. Am găsit păreri din partea unora de alte confesiuni, cum că Maica Domnului, în spatele iconei, exista o pompă, un furtunaș, existau tot felul de lucruri improvizate. Bineînțeles, au putut spune aceasta foarte ușor, pentru că n-au fost să vadă. Icoana, de fapt, se afla agățată cu o sârmuliță de stâlpul unui cort, era în aer liber, se văd în fotografii, se văd în film, nu ipoteza cade din start. În ceea ce privește lacrimile care au apărut pe icoană, s-ar putea emite mai multe puncte de vedere. Pe de o parte sunt cei care nu cred și care exclud a priori anumite posibile explicații. La cealaltă extremă ar fi cei care acceptă absolut orice. Din punctul meu de vedere, din formația mea științifică, de eu sunt profesor de fizică, consider că există foarte multe necunoscute. Din informațiile care le am, aș putea spune doar următorul lucru. La nivelul de știință la care eu am acces, încă nu avem explicații pentru așa ceva. În ceea ce ne privește, mărturisim rezerva inițială, nu în legătură cu buna credință a celor prezenți acolo. Era vorba de o prudență izvorâtă mai curând din teama ca minunea să nu fi fost rezultatul exaltării mistice sau al bigotismului. Cei cu care am stat de vorbă însă erau atenți să exprime cât mai exact ceea ce văzuseră cu ochii lor și ceea ce simțiseră.
Am remarcat de asemenea și o oarecare indiferență dacă sunt crezut sau nu, aspect minor prin comparație cu minunea la care asistaseră și care îi tulburase profund. Era evidentă de asemenea și preocuparea de a dezlega înțelesul acestei experiențe. Rămân cu nădejdea că semnul care s-a arătat e un semn bun. Eu așa sunt un om optimist, totdeauna simt că este un semn bun și că el n-a făcut altceva decât să mobilizeze mai multe mulțimi spre Huta, spre schitul de la Huta. Mie mi se pare curios faptul că la niște preoți păcătoși, mai ales noi care suntem acolo și toți ceilalți, într-adevăr, dacă într-adevăr a fost această minune, mă simt oarecum flatat, oarecum înălțat de acest lucru. Această minune săvârșită la schitul Huta și aceste lacrimi cu siguranță nu sunt de bucurie, ci sunt de durere, căci Maica lui Dumnezeu varsă aceste lacrimi înaintea Fiului Său pentru răscumpărarea sufletelor noastre.